Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre cele 9 secrete ale morții. După ce poate veți viziona acest videoclip, nu o să mai aveți frică de moarte niciodată. De fapt, dragii mei, moartea este o poartă vieții. Corpul nostru nu-i decât un veșmânt organic al spiritului. El trece, se schimbă, dar spiritul continuă întotdeauna să existe. După ansamblul faptelor observate, atât de nenumeroase, de precise, de concordante, se poate trage următoarele concluzii cu privire la moarte. În primul rând, faptele umane, dragii mei, ale unor persoane decedate, mai există încă după descompunerea dispariției organismului material. Ele sunt alcătuite din substanțe invizibile, intangibile, pe care ochii noștri nu le percep. Mâinile noastre nu le pot atinge, simțurile noastre nu le pot distinge în condițiile obișnuite, da? În general, morții nu se manifestă. Modul lor de existență este cu totul diferit al nostru, dar ei acționează uneori asupra spiritului nostru și, în anumite circunstanțe, pot dovedi supraviețuirea lor. Un alt mod este acționând asupra spiritului nostru și prin acesta asupra creierului nostru, ei sunt văzuți și percepuți de noi sub anumite forme. Îi vedem așa cum i-am cunoscut, cu veșmântele lor, cu aura lor, cu personalitatea lor. Ochiul nostru interior este cel care îi vede, deci ochiul nostru interior este, de fapt, o percepție de la suflet la suflet. Acestea, dragii mei, nu sunt halucinații, nu sunt viziuni, imaginare, sunt realități. Ființa invizibilă devine vizibilă. Cei decedați pot, de asemenea, să se manifeste sub diferite forme. Într-un mare număr de cazuri, apariția defuncților nu sunt intenționate. Cel mort nu acționează anume asupra celui care îl vede, ci își continuă vagă anumite obiceiuri pe care le-a avut el în viață. Rătăcește prin locurile unde a trăit sau, eu știu, nu departe de locul unde a fost îngropat. Dar să nu uităm că acestea sunt aprecierile noastre umane și ca distanță nu contează pentru un spirit. De la ele emană acele unde subtile care, atingând persoana cu al cărei creier sunt în armonie, acestea le transformă în imagini. Apariția și manifestările sunt relativ frecvente la orele care urmează imediat decesului acelui om. Numărul lor începe să se diminueze cu fiecare zi care trece și, mă rog, devin tot mai rare după ce se îndepărtează în timp de momentul morții. Spiritele celor decedați păstrează multă, multă vreme mentalitatea terestră. Cei credincioși cer adesea să li se facă slujbe, să se supună membrii familiei unor rugăciuni pentru ei. Nu există, dragii mei, o ruptură între această viață și cealaltă, viața de dincolo, așa cum îi spun eu, acasă. Între ele există o continuitate.
Personalitatea rămâne aceeași după moarte, pentru un anumit timp, deși bunurile materiale nemai existând, suferințele fizice și intimitățile atunci sunt suprimate, starea în care se află cel desprins de existența terestră este total diferită. Dar, în general, sunt destul de numeroase cazurile când, pentru mai puțină sau, mă rog, mai multă vreme, defunctul nu înțelege situația în care se găsește. Apoi spiritul, lipsit de trup, începe să-și exerseze unele însușiri în eter, descoperind atunci intensitatea, imensitatea lui. El nu mai este închis în spațiul nostru. El trăiește într-o altă dimensiune. Nu mai poate decât cu greu să comunice cu cei din viață. Pentru aceasta trebuie să intre în sfera noastră de activitate, să pătrundă în creierele noastre, să se materializeze, ca să zicem așa, să se exprime prin mijloacele mecanice. Acesta a fost, mă rog, o mică parte din despre cei care trec în lumea de dincolo. Vă promit că am să mai vin cu asemenea videoclipuri, mă rog, dacă mai încereți. Dacă nu vă speriați, ok. Închei, luându-mi la revedere de la voi cu fraza mea că vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Pe mine mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Gabriela Ilinca, pe Facebook-ul meu, Gabriela Ilinca, pe blogurile Viața, Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri, și pe blogul meu de suflet, Mesaje dincolo de viață. Închei cu fraza mea, vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei, vă sărut!